Pe harta instanțelor din România a apărut și judecătoria vedetelor. Nu este o instanță inventată, ci o judecătorie reală care funcționează în Buftea. Magistrații de acolo s-au ocupat în ultimii ani de divorțurile unor personaje cheie din lumea mondenă. Ca un paradox tipic românesc, sediul judecătoriei din Buftea stă să cadă. Se pare că Irina Avar... Camerele de filmat, reflectoarele și blițurile aparatelor foto au fost ațintite în ultimii ani asupra judecătoriei Buftea. Am auzit despre acest eveniment din presă. Pentru comentariile dumneavoastră nu vine Monica. Și doamna Monica și Miron Cosmochimina sunt toate celelalte. Nu se pune că vreau și-o la toaletă. Pe holurile judecătoriei au avut loc veritabile conferințe de presă. Depinde ce înțelegem prin termenul de vedetă. Semnificația în DEX cuprinde două aspecte. Vedete sau doar aspirante la acest statut, toată lumea bună sau aproape bună a călcat pragul judecătoriei pentru a divorța. Dumneavoastră ce faceți acum? Plecați? Eu plec. Am de ce? Dar nu suntem dușmani, de ce nu vreți să ne povestim? Hai, vă rog frumos. Iar lista cu divorțații celebri de la Buftea ar putea continua. Nimeni nu a observat însă la Buftea problemele. O singură sală de judecată în condițiile în care în același sediu trebuie înființat și tribunalul Ilfov. Categoric și noi ne uităm la televizor când avem timp, este adevărat, dar, repet, decizia nu poate fi luată decât în baza actelor care sunt în dosar. Și tot la Buftea s-au purtat mai multe războaie între părinții Mădăline Manole și Petru Mircea. În subordinea instanței sunt peste 500.000 de locuitori. În această zonă există și multe cartiere rezidențiale.